Sunt plină de emoții, grație faptului că astăzi am trăit, iarăși să zic, în mod figurat, bucuria reînvierii. A fost redeschis Casa de Cultură din satul Vadului Isac, care acum mulți ani a găzduit sute de spectatori și foarte, foarte multe spectacole. Am remarcat cu mare plăcere filmul care a fost derulat astăzi, în care spectatorii din sală, fiind la o vârstă onorabilă deja, s-au recunoscut fiind la o vârstă de 16, 17, 20 de ani. A fost astăzi o sărbătoare deosebită pentru locuitorii satului Vadului Isac. Au participat la activitatea de sfințire, la sfințirea Palatului de Cultură cu mare emoții, pentru că sunt de fapt trei lăcașe în care revenim peste ani. Asta ar fi biserica satului, este școala în care revenim și ne întâlnim cu colegii și evident Palatul de Cultură, care, așa cum a exprimat astăzi foarte frumos domnul director Ion Nistor, de fapt, cultura este aceea care menține civilizația. Mulțumesc consătenilor mei pentru distinția deosebită. Mi s-a oferit titlul de cetățean de onoare a satului și asta este pentru mine și o mare bucurie, dar și o mare obligație, datorie, și vă promit, stimați concetățeni, că voi purta cu demnitate această distinție. Vă iubesc mult, vă respect. Mă rog bunului Dumnezeu pentru sănătatea dumneavoastră, pentru vigoare, pentru faptul că aveți încă puterea de a renova, de a aduce în fața publicului acele frumoase cântece pe care le-am auzit și atunci când eram mică. Să știți că astăzi am fost pe deplin satisfăcută de faptul că am avut un scaun în Palatul de Cultură, pentru că, așa cum am zis-o din start, Palatul găzduia foarte mulți spectatori, nu prea am avut ocazia să ocup un scaun, am fost mai permanent acolo lângă ușă sau pe privazul ferestrei, undeva în spate, fie la un frate de-a meu, fie la surorile mele care erau mai mari și puteau să mă sprijine. De aceea sper că de aceea încolo Palatul de Cultură va fi deschis și ne vom găsi alinarea spirituală, sufletească. Ziua de astăzi este o zi foarte importantă pentru noi. Este o zi care oamenii din sat au meritat-o, deoarece pe parcursul timpului în Vadul lui Isac întotdeauna au fost oameni foarte talentați, oameni care ne-au purtat faima atât în Republică cât și peste hotarele ei. Am dedicat această zi domnului Vasile Gălățan, care a fost pe parcursul anilor 1967, adică de la inaugurarea Casei de Cultură și până la sfârșitul vieții sale, anul 1981, directorul acestei case, care a fost un om de un mare talent, ca un foarte bun organizator, care are astăzi discipoli în atât pe tărâmul cultural, cât și oameni care pur și simplu au o plăcere de a participa la activități culturale, oameni care au devenit pedagogi, muzicieni, ministru culturii și așa mai departe. Reconstrucția Casei de Cultură a fost efectuată pe parcursul anului 2013. Anul acesta se prevede continuarea reparației. Au fost efectuate reparațiile interioare. Anul acesta se face reparația acoperișului. Vom trece și la reparațiile exterioare și credem că în următorii ani să devină un cămin cu adevărat cultural. Casa de Cultură recent renovată înseamnă foarte mult cultură,
dorință de afirmare, promovarea tinerilor talente în primul rând, lucru cu factori de risc, cum sunt tineri care aleg diferite căi, numai nu cele ortodoxe, să le numim așa. Casa de cultură înseamnă chiar totul. Casa de cultură cuprinde și pe cel mic și pe cel mare. Dorința sau setea de cultură o are fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, ocupație sau altceva. Necătând la faptul că în prezent avem o concurență mare din partea mass mediei, să spunem așa, adică mă refer aici la internet și alte genuri de activitate așa care sunt mai mult, e mai mult statică, jocuri, video și așa mai departe, totuși Casa de Cultură oferă mai mult decât un joc la calculator, oferă posibilitatea de a te afirma, oferă posibilitatea de a păși cu alții, de a privi lumea cu alți ochi. Deoarece noi aici învățăm, mai ales pe tânăra generație, să se comporte frumos sau decent în orice situație. Tineretul din Vadul lui Isac sau întreaga populație a satului are posibilitatea să se manifeste mai în toate domeniile, cum este teatru, muzică de fanfară, muzică folclorică, dansuri populare și așa mai departe.